Odată cu acest sfârșit de săptămână, la Arad se deschid porțile unui târg sportiv unic în țară. 48 de expozanții din 35 de ramuri sportive îi așteaptă pe vizitatori pentru a le explica în ce constă fiecare sport, iar mai apoi doritorii sunt invitați să experimenteze. Încă de la deschiderea târgului, care a avut loc joi dimineața la ora 10, acesta s-a dovedit a fi un real succes. Târgul s-a deschis în 40 de minute și am avut deja 800 de vizitatori, deci cifrele spun tot. Prin acest târg, tinerii sunt ajutați să cunoască mai bine fiecare sport în parte pentru a-și face o idee despre ce ar putea practica din plăcere, nu din simpla idee că sportul e necesar pentru sănătate. Titlul acestui târg are două înțelegeri. În primul rând, alege sportul potrivit, care ți se potrivește, și în al doilea rând, alege sportul ca și fenomen. Că acest târg e o inițiativă bună ne confirmă și o fostă campioană mondială de atletism. Rămâne de văzut în ce măsură va avea efect asupra tinerilor care i-au trecut pragul. Este un târg frumos, un târg unde împărtășesc atât experiența celor care au obținut medalii și eu cred că acești copii care vizitează acest târg își vor alege sportul preferat. Eu le doresc succes și să aibă încredere în ceea ce vor să le realizeze. Și felicit atât primăria, cât și direcția județeană, cât și inspectoratul școlar de această inițiativă. Ne-am oprit în cadrul târgului la standul cicliștilor arădeni. Să vedem împreună ce implică acest sport, dar și de ce calități ar avea nevoie o persoană pentru a-l practica. Devotament, în primul rând, mult timp și, în primul rând, curaj. Trebuie curaj să începi. Extenuant. Foarte. Se spune, adică nu se spune, de fapt, definiția ciclismului dat de cicliști este sportul de a te chinui pe bicicletă. Cu toate acestea, nevoile cicliștilor pentru a-și practica în siguranță sportul preferat nu sunt satisfăcute. Ei ar avea nevoie de piste de biciclete pentru a nu mai fi un obstacol în calea șoferilor. Sincer, și dacă vor fi piste de biciclete, șoferii niciodată n-au să respecte bicicliștii. Ce crezi asta? Pentru că și așa, și drumurile sunt puține, îi înțeleg, dar degeaba, nu înțeleg, așa mentalitatea, asta e mentalitatea românilor, degeaba. Ne continuăm turul prin târg și ne oprim la un stand de dans sportiv în cadrul căruia sunt prezentate sub formă de cupe și medalii rezultatele clubului respectiv. Dansul sportiv este un sport complex, trebuie să gândească, trebuie să cunoască și engleză de la o vârstă fragedă, trebuie să știe să coordoneze mâini, șold, picioare, totul. După părerea mea, este un sport complex. Vă reamintim că târgul Alege Sportul este deschis până în data de 7 aprilie și vă așteaptă la sala sporturilor Victoria din Arad.